dragii mei, a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un împărat care avea 30 ori. Împăratul acesta mai avea un frate, mai mare, verde împărat, care stăpânea peste o țară îndepărtată. Într-o bună zi, fratele îi trimise o scrisoare. Ia să vedem ce scrie fratele meu. Dragă frate, mulți ani au trecut de când nu ne-am văzut. Acum ne apropiem de bătrânețe și de aceea te rog, am trimite grabnic pe cel mai vrednic dintre fiii tăi ca să-i las locul la împărăție după moartea mea. Ia chemați la mine pe cei trei fii ai mei să vedem care dintre ei mai vrednic să cârmuiască împărăția fratelui meu, verde împărat. Dragii mei, iată ce îmi scrie fratele meu și unchiul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și de bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă. Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre frați. Bine, dragul tată, dacă te bizuiești că îi putea răzbate până acolo și crezi că ești în starea cârmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie, ia-ți ce ți-o mai trebui și mergi cu bine, fătul meu. Atunci feciorul împăratului își luă cele trebuitoare, sărută mâna tătâne său, primind scrisoare la dânsul către verde împărat, zise rămas bun fraților și porni bucuros la drum. Pe poarta din spatea palatului ieși împăratul călare și în mare grabă. Merse fiul cel mare ce merse și la capătul unui pod îi ieși în cale un urs mare și fioros. Nemai putând struni calul, n-a îndrăznit să meargă mai departe și prințul se-nturnă rușinat acasă. Pasă-mi-te, sub masca de urs se ascundea chiar împăratul, care voise să-l încerce pe băiatul cel mare. Porni și el în grabă mare la palat, pe alt drum, ca să ajungă înaintea băiatului. Dar ce, ai uitat ceva, dragul tati, de te-ai întors înapoi? De uitat? N-am uitat nimica, tată, dar ea, prin dreptul unui pod, mi-a ieșit înainte un urs grozav care m-a vârât în toți perieții și scăpând din labele lui am găsit cu cale să mă întorc la dumneata decât să fiu pradă fiarelor sălbatice. Din partea mea, ducă-se cine o vrea, că doar nu moștenesc eu pământul, tată. Despre asta bine ai chitit-o. Tată, își cer îngăduința să mă duc eu la împărăția unchiului nostru. Ai toată voia de la mine, fătul meu, dar mare lucru să fie de nu ți se vor tăia și ție cărările. Mai știi păcatul? Poate o să-ți iasă înainte vreun iepure ceva. M-oi trezi cu tine acasă, ca și cu frate tău. Atunci, feciorul cel mijlociu, primind și el scrisoare de la tatăl său către verde împărat, își luă ziua bună de la frați și porni la drum. Pe poarta din spatea palatului ieși împăratul călare și în mare grabă. Merse el ce merse, până a ajuns în dreptul podului, unde leaca și ursul cel mare și fioros. Calul prințului începu atunci a porăi, a sări în două picioare și a da înapoi. Fiul mijlociu, văzând că nu-i lucru de șagă, se lăsă pe gubaș
și cu rușine se întoarse înapoi la tatăl său. Ei, dragul tati, uite că s-a împlinit vorba aceea. Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Ce fel de vorbă e a ta, tată? La dumneata urșii se cheamă găini? Așa urs o știrea întreagă în stare să o zdruncine. Încă mă mir cum am scăpat cu viață, dar mi-e lehamite și de împărăție și de tot, că doar, slavă Domnului, am ce mânca la casa dumitale. Păi văd eu bine că ai ce mânca, dar ia spune-mi, rușinea unde o puneți? Sau umblați așa frunza frăsinelului toată viața și să vă lăudați că sunteți feciori de crai? Frate meu săracu, se poate culca pe ureche din partea voastră. Halal de nepoți ce are. Vorba ce, la plăcinte înainte, la război înapoi. Fiul cel mic al împăratului, lovit în adâncul sufletului de vorbele tatălui său, se tot gândea ce să facă, cum să facă să scape de rușine. Deodată îi apăru ca prin minune Sfânta Duminică. Dar de ce stai așa pe gânduri, luminate creișor? Nu mai fi supărat și mai bine dă babei ceva de pomană. Ține, mătușe, de la mine puțin și de la Dumnezeu mult. De unde dai, milostivul Dumnezeu să-ți deie? Du-te la tată tău și cere să-ți dea calul, armele și hainele cu care a fost el mire. Pregătește o tavă cu jăratec și acela care se va repezi să mănânce jăratecul, acela e calul tătâne tău. Sfânta Duminică îi mai spuse că dacă o va asculta, sigur va izbândi, pentru că lui a fost scris să-i fie dată această cinste. Tată, deși sunt cel mai mic dintre frați, își cer îngăduința să pornesc și eu spre împărăția unchiului nostru. Fiule, ai văzut cum s-au făcut de râs frații tăi? Vrei tu să fii mai viteaz? Nu știu, parcă nu-mi vine a crede. Dar dacă vrei neapărat să te duci, eu nu pot să te opresc. Numai să nu te întorci și tu rușinat la casa mea. Apoi, tată, omul e dator să încerce. Numai te-aș ruga să-mi dai calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata mire ca să plec la drum. Dar cine ți-a mai băgat în cap una ca asta? Și apoi cine mai știe pe unde ori fi putrezit ciolanele calului ăla? Dar nu era să trăiască un veac de om? Tată, atâta cer și eu de la dumneata. Acum orică a fi trăind calul, orică n-a fi trăind, asta mă privește pe mine. Vreau numai să știu dacă mi-l dai orba. Dragul tati, din partea mea, dați să-ți fie. La povața Sfintei Duminici, prințul se sui în pod să caute lucrurile de care îi spusese. Într-o ladă veche găsi armele pe care le-a avut tată său când era tânăr. Apoi prințul se duse în grajd, ținând în mâini o tavă cu jăratec. Cel mai prăpădit dintre cai începu a mânca cu poftă din jăratec. Și când colo, ce să vezi? Calul se transformă într-un armăsar mare și frumos, cum nu s-a mai văzut. A doua zi, dis de dimineață, prințul nostru porni la drum călare pe calul cel năzdrăvan de la tatăl său. Cum ajunse la pod, le ieși înainte ursul cel fioros. Însă prințul nu se sperie
și scoase pavă și să se bate cu ursul. Dragul tati, să nu dai, că eu sunt! Pătul meu, bun tovarăște Alex, merg de acum înainte, că tu ești vrednic de împărat. Dar să ții minte sfatul ce ți-l dau. În drumul tău să te ferești de omul roș și mai ales de cel spân, că mult rău ți-ar putea face. Așa am să fac, tată. Mergeți în pace, dragii mei. De acum înainte, Dumnezeu știe când ne-o mai vedea. Luându-și a doua oară rămas bun de la taică-su, plecăm mai departe la drum. După un timp, drumul îl duse într-o pădure deasă. Bună ziua, voinicule! Nu ai trebuință de o slugă la drum? Că prin locurile astea e cam greu de călătorit singur. Eu cunosc bine drumurile pe aici și poate mai încolo să ai nevoie de unul ca mine. Poate să am, poate să n-am, dar acum n-am nevoie. Păi, tot mergând prin pădure, prințul se rătăci, neștiind pe unde să mai apuce. Cred că m-am rătăcit. Parcă mă învârt în cerc. Te-ai rătăcit, prințișorule. Dacă m-ai lua cu tine, am să te ajut, că eu cunosc drumurile de aici. Bine, spânule, am să te iau, deși încalc sfatul tatălui meu. Spânul îi scoase din pădurea cea deasă și porniră mai departe. Mergând ei la drum, dădură peste o fântână și fiindu-le tare sete, se opriră să bea apă. Fântâna n-avea nici roată, nici cumpănă, numai o scară de coborât până la apă. Ehe, spânule, acum să te văd cât ești de vrednic. Coboară și ia apă. Acum cobor, numai decât. Dar ce răcoare e aici și ce bine este de căldura asta, așa o răcoare, e binevenită. Doamne, stăpâne, nici nu știi cât de bine mă simt, parcă-mi vine să zbor. Ia vârăte și dumneata o leacă, să vezi cum ai să te răcorești. Ia să mă răcorești și eu, nițel, că tare-i cald afară. Alelei, pacoste, ce ești? Tocmai de ce te-ai păzit n-ai scăpat? Că bine mi te-am căptușit! Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci, că de nu acolo îți putrezesc șolanele! Of, sunt fiu de împărat și mă duc la unchiul meu, verde împărat, ca să-i cârmuiesc țara când i-o veni sorocul. Bine, atât am vrut să aflu din gura ta, pui de vitele ce mi-ai fost. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii, jură-mi-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i dă ascultare și supunere întru toate.
chiar și în foc de ți-aș zice să te arunci. De azi înainte, eu o să fiu în locul tău, nepotul împăratului despre care mi-ai vorbit, iar tu sluga mea. Că de nu, în fântână o să-ți putrezească oasele. Bine, așa să fie. Îți dau cuvântul meu de prinț. Eu de azi înainte voi fi sluga ta, iar tu, stăpânul meu. De acum înainte, să știi că te cheamă Harap Al. Fiul împăratului fu nevoit să-i povestească totul în amănunt vicleanului de spân. După mai multe zile de mers, țăriră îndepărtare împărăția lui Verde Împărat. Uite, ăsta-i palatul unchii tău, adică de fapt unchiul meu, nu-i așa? Așa este, așa este. Și cum ajunseră, vicleanul de spân se înfățișă înaintea împăratului Verde, dându-se drept nepotul său. Prințul era tare trist și se căia din tot sufletul că nu l-a ascultat pe taică său, luându-l pe spân cu el la drum. Ce dorești, străine? Măria ta, citiți această scrisoare de la fratele vostru, împăratul de la miază zi. De la fratele meu? De oncoace. Dragă frate, dacă citești aceste rânduri, înseamnă că fiul meu a ajuns cu bine la tine. Primește-l la palat, că este nepotul tău. Acesta este nepotul meu. Să fie primit cu toată cinstea cuvenită. Stând la masă și sărbătorind venirea nepotului său, împăratul îi arătă spânului pe cele trei fete ale sale. E, pe când se ospătau ei cu bunătăți, la geam apăru o pasăre ce începu a vorbi. Voi de colo, hei, mâncați, beți și vă veseliți, dar la fata lui Roș Împărat nici nu vă gândiți. Așa, slugă vicleană ce-mi ești. Va să zic că tu știai de asta și nu mi-ai spus? Acum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului Roș, de unde îi știi și cum îi știi tu. Hai, pornește! Să nu cumva să faci altfel, că te-ai dus de pe fața pământului. Băi, nepoate, la grea încercare ai pus-o pe sluga asta ta. Nu cred că se mai întoarce cu viață. De mânia împăratului Roș n-a scăpat nimeni. Doamne, moșule, să nu te superi, dar nu știu ce fel de oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun rămășac pe ce vrei că sluga mea are să-mi aducă pe fata împăratului Roș. Că am auzit că e cam frumoasă, nu-i așa? De frumoasă e frumoasă, dar de acolo n-o poate lua nimeni. Lasă, împărate, că o să-mi aducă sluga mea. Eu o-i lua-o de nevastă, o-mi face nuntă mare și apoi mă încorona pe mine în locul matalii, că văd că ești cam bătrân, adică vreau să zic obosit. Da, da, mai vedem, mai vedem. Te mai odihnești, cima ta. Și lași împărăția pe umerii celor tine. Ce zici? Bine, bine. Pasămite, împăratul Roș, având inima haină, o închidea pe fata sa în turn, nevrând să o lase să se mărite,
iar fata se transforma noaptea în pasăre și zbura pe geam. A doua zi, Arapald porni la drum, necăjit și mai tare de așa o întorsătură. Mai merse ce merse, când la poalele unui codru, numai iaca ce văzu. O ciudățenie de om, care se perpelea lângă un foc mare și tot atunci striga cât îl ținea gura că moare de frig. Ce frig îmi este! Multe mai vede omul cât trăiește. Măi, omule, spune drept, nu ești tu gerilă? Tu trebuie să fii ca și focul în gheață lângă tine. Râs, Arapald, da, unde mergi? Fără mine nu face nimic. Hai, măi, omule, și tu cu mine dacă vrei. De-abia te-ai mai încălzit mergând la drum, că nu e bine când stai locului. Atunci, gerilă și Arapald porniră împreună la drum. Și nu merseră prea mult când văzură altă minunăție. O namilă de om mânca bolovan și stânci și tot atunci striga în gura mare că moare de foame. Mi-e foame! Mi-e foame! Mi-e foame! Mi-e foame! Mi-e foame! Mi-e foame! E, apoi să nu bufnești în râs. Pe semne că stai flămânzilă. Foamea, sac fără fund sau cine știe ce pricopseala fi de nu-l mai poate sătura nici pământul. Râs, tu râs, Harapal. Dar unde mergeți voi fără de mine n-aveți să puteți face nicio ismravă. Păi dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar n-am să te duc în spinare. Împrietenindu-se repede, cei trei plecară spre palatul împăratului Oș. Și cum mergeau ei așa, se întâlniră în drumul lor cu o altă minunăție și mai mare. Sete! Foarte sete! Setilă, care băuse apa de la mai multe iazuri și o gârlă și tot mai striga în gura mare că este sete. Ăsta trebuie să fie vestitul Setilă, fiul secetei și prăpădenia apelor. De sete, mor de sete. Măi, dar ce om mai e și acesta? Grozav, burdăhan și nesățios gâdlej, de nu pot să-i potolească setea nici izvoarele pământului. Da, unde vă duceți fără mine, degeaba vă duceți. Hai și tu cu noi dacă vrei. Setilă atunci se luă după Harapal și porniră tu spate înainte. Ei, și mai mergând ei o bucată de drum, numai iaca ce le ieși în cale. Altă minunăție, ochilă, care avea un singur ochi în frunte și toate le vedea pe dos. Poate că acesta e vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primar cu Chiorâlă, nepota lui Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă. Mă rog, unu-i Ochilă pe fața pământului, care vede toate și pe toți, altfel de cum vede lumea cealaltă, numai pe sine nu se vede cât e de frumușel. Râs, tu râs, Harapal, dar unde te duci? Fără de mine răoare să-ți cadă. Fata împăratului Roș nu se capătă așa de lesne cum crezi tu, dacă noi fi și eu pe acolo. Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce de mână ca pe un orb. Ochii atunci se luă și el după Harapal și porniră tus cinci înainte. Și mai mergând ei la drum, ce văzură?
O namilă de om care se lungea așa de tare că ajungea cât voia de sus. Prindea păsările cu mâna din zbor și le mânca așa, cu pene cu tot. Da, acesta cine-o mai fi? Zii pe nume, să ți-l zic. Dar te mai duce capul ca să-l botezi? Păi să-i zici păsările nu greșești. Să-i zici lățilă nici atât. Să-i zici lungilă, asemenea se vede că asta-i vestitul păsărlăți lungilă. Vrâul pământului și scara cerului, ciuma zburătoarelor și spaima oamenilor. Râs tu, râs de mine, râs, Harapal. Dar mai bine ar fi să râs de tine, că nu știi ce te paște. Poate n-ai știință că fata împăratului roș, când vrea, se face o pasăre măiastră și țâști, 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 țâști. Ia-i urma dacă poți. De n-ar fi și unul ca mine pe acolo. Țâc, țâc, pup, degeaba, degeaba vă bateți picioarele ducându-vă. Hai și tu cu noi dacă vrei. În cele din urmă, Harap Alb și prietenii săi ajunseră la curtea lui Roș Împărat. Acesta îi primi în sala tronului. Stăpânul meu, nepotul împăratului verde m-a trimis să cer de nevastă pentru el pe fata luminăției voastre. Mă, dar obraznici mai sunteți! Fata mea nu se capătă așa de lesne! Să mai vedem! Mă mai gândesc la noapte. Acum să mergeți să vă odihniți și vorbim mâine. Hâtru de împărat roș puse în taină pe slugă să culce oaspeții în casa de aramă, de unde nu scăpa nimeni cu viață. Las că v-am găsit eu act de cojoc. De acum dormiți dormirea somnul cel de veci, că v-am așternut eu bine. Vă veți face scrum până mâine dimineață. Dădu foc casei de aramă pe dedesubt, ca aceasta să se încingă și pețitorii să se facă scrum. Măiculiță, ce căldură! Se vede treaba că împăratul a pus să dea foc ca să ne ardem până dimineață. Oh, las pe mine că răcesc eu casa. Cât ai zice pe aștept? Ei, și când suflă gerilă o da, se umplură pereții de gheață pe din afară, dar pe dinăuntru era numai bine de dormit. Nu știu ce fel de împărat este acesta de ne lasă fără scânteie de foc în vatră. Să degerăm aici. Așa sărăcie de lemn nu s-a văzut nici la bordeiul cel mai sărăcăcios. Sluga, mirându-se tare de ce văzu, îi spuse împăratului că, deși a lăsat casa în flăcări, de dimineață a găsit-o înghețată. Măria ta, așa ceva nu s-a mai pomenit! Am încins bine casa de aramă să se facă scrum pețitorii, când de dimineață ce-mi văzură ochii. Casa era înghețată, bognă și plină de țurțuri. Ăsta nu-i lucru curat, măria ta! Așa zici, deci. Las că ți-i căptușesc eu acum, doar să mă țină minte. Prea înălțate, împărate, luminarea sa, nepotul prea puternicului verde împărat, m-a fi așteptând cu nerăbdare. De acum înainte, cred că mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace și să le ducem în treaba noastră. Bine, voinice! A venit ea și vremea aceea. Dar acum să vă ospătați cu câte ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie. Parcă v-a ieșit un sfânt din gură, luminate împărate, că ne ghiorăiesc mațele de foame. Poate ne-ți da și ceva de uteală, măria ta, că ne sfârâie gâtlejul de sete. Îndată veți merge să mâncați și să beți. Numai de-ați putea dovedi cât vă dau eu,
că de nu-ți fi mâncători și băutori buni, v-ați găsit beleaua cu mine. Să nu vă pară lucru de șagă. Și înălțimii voastre, gând bun și mână slobodă. Că la mâncare și la băutură nu ne trece nimeni. Numai la treabă nu ne prea punem cu toți nebunii. Bine, bine, acum duceți-vă de mâncați. Enervat că au scăpat cu viață, împăratul Roș se gândea să-i pună la o încercare și mai grea. Porunci să li se dea să mănânce și să bea cât pentru o oaste întreagă. Iar dacă aceștia nu vor mânca până la ultima fărâmitură și bea până la ultima picătură, să li se taie capul la toți șase. E, și atunci, unde nu începu, flămânzila a înghițit toată mâncarea și setila abia câte un butoi odată, văzând împăratul Roș prăpărul făcut de flămânzilă și setilă, se sperie tare de tot. Măi, ăștia-s curat sărăcie trimisă de la Dumnezeu pe capul meu. Mi se pare că acum am dat și eu peste oameni. Prea înălțate, împărate, de acum cred că mi-s da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit. A venit ea și vremea aceea, voinice. Dar până atunci mai aveți ceva de făcut. Fata mea are să se culce diseară unde se culcă totdeauna, iar voi să mi-o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-a aflat tot acolo, atunci poate să-ți-o dau. Iar de nu, ce-i păți cu mine? Să trăiți, luminate împărate, numai de n-ar fi mai multă întârziere, că stăpânul meu așteaptă. Și grozavă urgie poate să cadă pe capul meu din această pricină. Stăpânul tău ca stăpânul tău, ce-ți va face el, dar ce-ți voi face eu dacă n-o păzești? De această încercare nu scăpase nimeni cu viață. Harap Alb, cu prietenii săi, se așezară la pândă, lângă iatacul prințesei. Când se apropie de miezul nopții, fata se prefăcu într-o pasăre și-și luă zborul pe fereastră. Ia uite! O pasăre a ieșit pe geam. Trebuie să fie prințesa care s-a prefăcut în pasăre. Să ne luăm după ea să nu fugă. Las pe mine! Las pe mine, Harabal! Dăruiește-mi viața, păsărilă, că și eu te-ai răsplătit cu daruri împărătești. Împăratul nu mai avu ce face și îi dădu fata lui Harap Alb, bucurându-se că scapă de atâția nebuni. Merseră ei zi și noapte, noapte și zi, apoi la o răscruce prietenii lui Harap Alb își luară rămas bun, fiecare plecând în drumul lui. Harap Alb le mulțumi pentru ajutor și le promise că se vor mai vedea. Apoi Harap Alb plecă mai departe cu fata lui Roș împărat și cu cât mergeau înainte, tare începu a-i place fata. Văzând-o cât era de frumoasă, că la soare te puteai uita, dar la dânsa va. Nu-i vorbă că și fata se uita pe furiș la prinț, că tare-i plăcea de el. Deși îi se rupea inima de dragul fetei, Harap Alb nu a avut ce face și îi duse fata spânului. Ce soțioară frumoasă o să am! Hai să te sărut! Dispar dinaintea mea, spânule! Doar n-am venit pentru tine, ci pentru Harap Alb,
căci el este adevăratul nepot al împăratului verde. Aha, pui de viperă ce mi-ești! Și atunci calul cel năzdrăvan se înfurie tare și odată mițile își făcă pe spân cu dinții și îl aruncă în înaltul cerului de nu se mai văzut. E, și luă Harapal de nevastă pe fata lui Roș împărat, primiră binecuvântare de la Verde împărat și împărăția totodată. Făcură ei nuntă mare și ținu veselia ani întregi și poate că mai ține și azi. Iar eu încălecai pe oșa și vă spusei povestea.